seara și bine ați venit! Vă mulțumesc tuturor că ați răspuns invitației noastre. Astăzi seară avem o mare surpriză pentru dumneavoastră. Surpriză și pentru mine, la fel de mare, pentru că încă nu știu despre ce este vorba în totalitate. Meritul pentru ceea ce o să vizionați în seara asta și pentru surpriza de care o să aveți parte aparține copiilor, membrii ai ansamblului Spic de Grâu, dumneavoastră părinților și, în ultimul rând, doamnei profesor Maria Șalar, care a depus toate eforturile ca ceea ce o să vedeți dumneavoastră o să vă placă, o să vă garantez că tot sacrificiul și toată munca a meritat. Nu o să vă spun prea multe lucruri, o să las pe doamna profesor să continue cu ceea ce o să dorească dumneavoastră să spună despre toată activitatea pe care am desfășurat-o la Orden, raportat la relația noastră a copiilor, a ansamblului Spic de Grâu, grup înființat la 1 martie 2019. Aș putea să spun așa cu satisfacție și cu oarecare mândrie că am parcurs repede foarte mulți pași. S-au întâmplat atâtea lucruri frumoase într-o perioadă relativ scurtă, dacă stăm să ne gândim, de când funcționăm ca și grup, sunt un an și jumătate. Am participat la 5-6 festivaluri, dacă nu greșesc, și cred că de la toate am plecat, dacă nu cu trofeu, cu foarte multe premii. Cea mai mare emoție, dacă ne amintim cu toții și mulți dintre dumneavoastră au fost prezenți la Stănic Moldova, unde a fost greu până am urcat pe scenă. Cei de acolo aveau oarecum reticențe vis-a-vis de prezența noastră acolo, tot se întrebau dacă să nu dezamăgim, să nu ne facem, eu știu. Mă rog, ca să nu zic de râs. Iar la urmă, după ce au văzut ceea ce au văzut, cred că ați remarcat și dumneavoastră că toată lumea a fost mai mult decât plăcut, impresionantă. Motiv pentru care ne-a dat curaj, a mers mai departe, a mers la Buzău, la Festivalul de Folclor, a mers la Bacău, la Ateneu, dacă nu greșesc, o mare dacă n-am uitat, nu greșesc. Am mers și o mare bucurie a fost și pentru copii și un lucru, zic eu, pentru care mulți dintre cei care s-au deplasat la București, am participat de ziua de 1 decembrie la... Am fost prezenți la Realitatea Plus, la televiziunea Realitatea Plus și la, pe platourile la domnul Țânțăneanu, la Corbeanca, unde am rămas sincer impresionat de ce am văzut acolo și de câți oameni de cultură, artiști, de toate felurile și de toate genurile, au venit să sărbătorească împreună Ziua Națională a României. Iar pentru noi pot să vă spun că a fost o mare surpriză. Când spun pentru noi, mă refer în mod special la copii, chiar și pentru mine, că am mai participat la astfel de evenimente. În continuare, o să o las pe doamna Maria, nu înainte de a-i mulțumi și lipsești. Nu, înainte să vorbiți despre zilele în comune, despre Festivalul Grâului care... Da, din păcate, anul ăsta am, datorită crizei sanitare, pandemiei, anul ăsta n-am mai reușit să facem, eram la a doua ediție. În 2019 ne-am străduit, după cum bine știți, să realizăm o primă ediție a Festivalului Grâului la Orbeni. N-a fost deloc ușor. Vreau să mulțumesc din nou, dacă se poate, părintelui Nădejde, doamnei profesor Maria, părintele Ionut nu era la noi atunci. Să-i mulțumesc părintelui Claudiu, care lipsește, dar a fost lângă noi, copiilor, în mod special, celorlalți artiști care au binevoit să fie pe scena prezent. Și pot să vă spun că, așa după cum și dumneavoastră ați observat, a fost o realizare. Toată munca n-a fost în zadar. Tot ce ați văzut acolo, scenă, accesoriile pe lângă scenă, prezența celor care, nu aș putea să spun în ce număr au fost, dar au fost un număr însemnat de oameni prezenți la acel festival. Pot să vă spun că prezența copiilor a lăsat multă emoție, a lăsat multă încredere să putem merge mai departe cu ceea ce ne-am propus. Și pot să spun că a fost o realizare acea zi, chiar dacă a fost foarte obositoare. Foarte, foarte obositoare, pentru că s-a pus foarte mult suflet în ceea ce s-a întâmplat în acea zi. În 2020 n-am mai reușit să ne vedem într-o astfel de formulă, să mergem mai departe cu ediția a doua, având în vedere că știți foarte bine ce s-a întâmplat. Și astăzi, cu greu, am luat decizia ca să putem face ceea ce dumneavoastră o să vedeți mai în perioada, în minutele următoare. Am căutat să ne vedem aici, în aer liber, pentru că înăuntru
ne-ar fi ajutat decorul, am fi putut vizualiza mult mai devreme, că e un pic mai întuneric, dar având în vedere condițiile sunt care sunt, am zis mai bine, chiar dacă mai întârziem un pic, facem un aer liber și să ne ferim de eu știu ce necazuri, să putem fi în siguranță cu toți. Dați-mi voie să cerem ajutorul doamnei profesor, să mergem mai departe în a prezenta în detaliu. Și încă un lucru aș vrea să vă mai spun, că ceea ce facem de dragul copiilor, facem de dragul de a duce mai departe folclorul, tradițiile, pentru că altfel s-ar uita toate. Vedeți și dumneavoastră că și în preajma sărbătorilor, tehnologia, telefonul, Facebook sau eu știu alte lucruri care ne îndepărtează de ceea ce se întâmpla când făceam cu mulți ani în urmă. Dar poate ne-a ajutat Dumnezeu și poate au reușit să ne regăsim, să ne adunăm și să fim un pic mai uniți, ca toate sărbătorile pe care le vom traversa cu toții, să sperăm sănătoși și cu bine, să ne aduc aminte de obiceiuri, de tradițiile care cândva erau prezente aici la noi. Cu acest grup minunat, cu doamna profesor alături de noi, cu dumneavoastră părinții care ne încurajați drept dovadă că reușim să mergem mai departe și încurajați copiii să fie prezenți la astfel de activități, sperăm să ducem mai departe ceea ce înseamnă folclorul autentic, tradițiile locale și cam atât. Și Doamne ajută! Și vă mulțumesc încă o dată! Vă rog pe doamna profesor. O parte dintre lucruri deja vi le-am spus, eu mi-am notat ca să nu cumva să omit ceva, de aceea am îngăduit să citesc despre dispozitivul meu, de pe dispozitivul meu. Vă spun încă o dată, bine ați venit la acest eveniment prin care dorim să scoatem în evidență rezultatele muncii în echipă. Rezultate ce s-au obținut după nici 2 ani de zile de când a început colaborarea mea cu Primăria Orbeni. Povestea pe scurt este aceasta. În anul centenarului 2018 am venit la Orbeni cu o piesă de teatru în regia lui Radu Bogdan Ghelu, România Dodolață, în care am jucat rolul reginei Maria a României. Cred că așa, încă de atunci am remarcat frumusețea oamenilor, a copiilor, a costumelor populare, în care unii dintre ei au venit îmbrăcați la spectacol. Cred că atunci am coțit și ideea domnului primar Costache Popa de a înființa un ansamblu, pentru că în următorul an m-a sunat și să mă întrebe dacă vreau să-l ajut în realizarea unui proiect. Cântec și port popular, parte din sufletul satului meu, așa se intitulează acest proiect. Primul pas este cel mai greu și acesta a fost făcut de domnia sa. Apoi proiectul a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local, iar pe 1 martie 2019 ne-am pus pe treabă. Este știut de mulți dintre dumneavoastră faptul că, iubind copiii, mi-am dedicat o mare parte a carierei mele acestora, formând și promovând tinere talente. Copiii și oamenii de aici însă m-au atins cu părângicul sufletului lor și m-au inspirat în creațiile mele. Am început să compun melodii și texte, Dumnezeu mi-a luminat nopțile, multe nopți nedormite și iată, într-un timp scurt am creat un repertoriu personalizat și l-am dat copiilor să cânte frumusețea locului, frumusețea portului, frumusețea și hărnicia orbenarilor. Celor care nu știu, le spun că finanțarea, organizarea, înființarea unui ansamblu folcloric durează câțiva ani. Pentru că acești copii frumoși și talentați erau, pentru că ei erau foarte nerăbdători, nu am așteptat confecționarea costumelor populare și neavând prins în buget suportul muzical, am sprijinit eu financiar, plătind negativele și împrumutând costume, deoarece nu toți aveau costume autentice proprii și încă nici acum nu au, dar cu proiectul nou de buget știu că este prins și aprobat deja confecționarea de costume populare, să dea Dumnezeu să mergem mai departe cu domnul primar ca să punem în practică ceea ce ne-am planificat. Dar încet, încet sperăm, așa cum am spus, să achiziționăm aceste costume și să aducem și un coregraf pentru că a desăvârșit și acest aspect la care încă mai avem mult de lucru.
Să revin la scopul întâlnirii noastre de astăzi și anume lansarea celor 7 videoclipuri pe care le-am realizat în această vară. A fost foarte multă muncă, dar pe lângă muncă și dăruire a fost necesară o investiție financiară. Știți și dumneavoastră că fără bani nu se poate face nimic. Părinții însă au fost cei care au plătit echipa de filmare din București, condusă de un tânăr inimos, Gabriel Costin Boieruiul se numește, căruia îi mulțumim pentru răbdare de care a dat dovadă și rezistența la căldura tropicală din zilele respective. Prin această realizare dorim să arătăm că atunci când vrem să facem lucruri frumoase, folositoare sufletului și spiritului de copil, care în această perioadă a avut foarte mult de suferit, nu ne poate nimic opri. Promovarea valorilor locale, a copiilor talentați ai comunii sunt foarte importante în aceste vremuri, când prea puțin accent se pune pe unitate. Felicit pe toți părinții care au înțeles cât de important este pentru copilul lor ca acest tas să se poată manifesta și pe acest plan artistic. Proiectul Cântec și Costum Popular, parte de sufletul satului meu, iată de roade frumoase. Felicitări membrilor grupului, Denis Lupescu, Denisa Pavel, Andreea, puteți să-i și aplaudați. Înainte, că vă spun în merită. Denisa Pavel, Andreea Teleoată, Cosmina Pascal, care în urma rezultatelor obținute deosebite, în această perioadă de colaborare a mea cu Primăria Orbeni, au fost admiși la Școala Populară de Arte și Meserii din Bacău. Aplauze! Talent, dăruire, investiție și perseverență, 4 ingrediente necesare pentru a avea succes. Aceste videoclipuri au fost finanțate, cum am spus, de părinți. Unul dintre ele din bugetul, din buzunarul propriu a domnului primar, ca să nu se interpreteze cumva că au fost folosiți banii de la primărie. Deci ce să vă mai spun eu, m-am spus despre promovarea valorilor. Proiectul acesta sper să aibă finalitate sau să nu se finalizeze niciodată, să nu se termine niciodată și partea aceasta de suflet a urbanarului să continue până când noi mai fie eu și după aceea să fie dus mai departe de către ceilalți membri ai ansamblului. Sunt fetițe foarte talentate, sunt băieți talentați, cu toții sunt minunați și are pe mâini, am pe cine pe ce mâini să las în continuare zestrea folclorică pe care am adunat-o și în a cărei ladă am adăugat și eu câteva nestemate. Înainte de a viziona videoclipurile, aș vrea să cântec copiii care nu au participat la filmări și care târjesc, dar sunt convinsă că seria a doua de videoclipuri vor avea și ei parte de această bucurie. Thank you.
pentru ea, pentru curajul ei și merge mai departe. Dar am problemă că ele deja sunt profesioniste.
pentru.
Bun material? Comă dintr-o copașă de ăsta. Să dinește leacă. Ce? Asta o strănutat și dacă o strănutat trebuie să... Desinfectăm ce se face. Thank you.
de altfel care sunteți aparținători, așa se spune, da? Felicitări! Felicitări tuturor care ați venit să vă susțineți aici copiii, minunații copiii ai ordinarilor! Vreau să iasă în față soliștii care au cântat, să-i felicităm și să vii prezint, pentru că n-am apucat să vă spun că este vorba de Georgiana Grecea. Intră Georgiana în față. Georgiana Grecea a avut mare curaj și a cântat astăzi pe prima dată. Apoi Denis Sabău și el merită aplauze. Nu prea a reușit el să intre pe Zoom la ședințele noastre și era tare nefericit. Eu cred că ține de abonamentele pe care le aveți dumneavoastră. Cred că trebuie să vă luați neapărat abonamente, că aici degeaba este antenă dacă nu aveți dumneavoastră ce trebuie la dispozitiv. Apoi Ioana Pară! Bravo! Bravo tu, Ioana! George Bândac, el se laudă prin născut aici, dar de fapt e psihial. Din la Parama este el. Tot de acolo este și Madalina Moraru. Ei au venit împreună. Sunt oarecum colegi și prieteni. Au și un duet. Dar o să vă prezentăm altă dată și alte cântece. Alicia Purcaru, într-un timp record a început a învățat să cânte. Ne-am întâlnit de câteva ori pe Zoom și iată cât de bine i-a prins. Felicitări, doamnă, mămica ei, unde este? Acolo, da? Așa, Carla Pasca, oh! Apoi când s-a apucat de cântat și cântat din Chișor. Bravo, Carla! Așa, pe cine n-a prezentat? Cum se poate să uit pe Dragoș Roman? Un copil extraordinar de cuminte. Poate chiar prea cuminte. I-am spus eu, băieți, trebuie să fii un pic mai îndrăzneți, așa, un pic mai... Dar cred că îi seamănă în mamsa. Nici taxi nu e altfel, și el e la fel. Am spus de Madalina Moraru și acum Ioana Simona Barbu, care are dor mare, ea este și liceu, și elevă la liceu de arte George Apostu. Și cine? Altcineva, Marina noastră! Marina, talentata comunii, se vede, ea este studentă de anul acesta și nu știu dacă o să mai poată să facă parte din grup. Deci iată, ei sunt artiștii mari. Mai avem acolo pe Mariana Puiu. Mariana, vină și tu în față, chiar dacă n-ai cântat. O copilă cu un glas de înger. Felicitări tăticului ei, care se ocupă și de ea și de frățiorul ei singur. Are un costum foarte frumos. Am mai vrut să spun despre costumul Denisei, Denisa Pavel, din în față. Să știți că acest costum, cămașa și poalele acestea minunate sunt de bunica ei. În pandemie, iată că bunica ei, de către Lidia, a găsit o preocupare foarte, foarte frumoasă. Un costum absolut superb. Peștemanul este de asemenea cumpărat de bunica. Bunica face totul pentru nevoata ei și să știți că i-a făcut și un cântec personalizat, dar o să-l cânte data viitoare. Este un cântec pentru bunici. Să vedem pe cine ne-a prezentat, pe Cosmina Pasca. Bine, că parcă ești statuia libertății. Ce bine este cu această cunună de spice, care nu e chiar pe mod de purtat, dar sunt așa de frumoasă. O să le vedeți acum și pe videoclip. Pe cine ne-am prezentat? Teodora Andreea Teleoacă, mama ei este de aici, iată bunica ei, doamna Gălățeanu, are emoții, ea care v-a dat prăjiturile, să știți, nu ca să vă cumpere aplauzele, nu, dar puteți să aplaudați. O să vedeți în videoclip imediat și pe cea mai mică de ea, ia vină în coație, de ea, a vină în coație. De ea și mai cum puteam cu tine. Mămica ei, e aici? Da, e. Nu este? Delia și mai cum? Delia Dumitru. Cum să fii tu sigur? Tu știi că noi voi fetele s-au oblie noaptea pe drum? Sigur, mai ales? Așa, Florentina. Florentina, vină în față. Uitați-vă ce foarte frumoasă. Florentina Codiță. Chiar și-a făcut codiții frumoase, foarte timidă. Dar pe cel protagonistul nostru, să spunem așa, starul sperii grupului, este Denis Lupescu. Vine în față și fă o reverență, așa?
L-ați văzut de sigur? Dragilor, aceștia sunt. Au fost mai mulți, s-au mai retras. Unii din motive că n-au putut să intre pe Zoom, n-au putut să intre pe internet la pregătirile noastre, alții din motive, cred eu, politice. Păcat că aici ce facem noi aici nu este deloc politic. Deci copilul nu trebuie implicat în, și nu trebuie să sufere că părinții nu agrează un anumit candidat. Îmi permite să mai fac și eu câte o glumă, nu-i așa? Domn primar s-a rușit tot acolo. Este un om cu atât de bun simț, un om atât de modest și un om atât de muncitor. Da, se vede. Merită aplauzele dumneavoastră. Iar doamna lui este minunată. Și băiețul lui, păcat că nu mai am un șchet de paritate, domnul deja ai luat. Da, sunt grozat. O familie minunată, care mie mi este la suflet. Nu este important, este foarte important să fii în familie. În primul rând, om în familie, să fii tată, să fii soț și celelalte. Dar un bărbat puternic îi poate face și pe toate. Ca și o femeie poate să le facă. Și să cânte, și să facă spectacol, și să crească copii, și să educe niște copii ca aia dumneavoastră. Iar am lungit la vorbă.
miră fetele cum învârteau horile. Fetelor, nu vă mirați, hai mai bine și învățați. Dar n-am să vă învăț degeaba, m-a ajutat să gătesc treaba. Și apoi când om termina, oalecuța m-a jucat, măi. Ghenie, mai știu să joc eu ca și apa în părâu. Și mă unduie jucând ca apa în părâu părgând. Și-am să joc pisătura de până nu că mi-așa-n spate. Și-am să vapor de lilii până rup ofișele. Și-am să joc pisătura de până nu că mi-așa-n spate. Și-am să vapor de lilii până rup ofișele. Jucați
druști, vorbișei, lângă nir toți tinerei, cam să mână adusul eu să aibă noroc. Jucați druști, vorbișei, lângă nir toți tinerei, cam să mână adusul eu să aibă noroc. Hei, hei, hai da roată la verii, gungurița mea vă strigă, zor de ziua să ne ajungă de râdadării. Hei, hai da roată la verii, gungurița mea vă strigă, zor de ziua să ne ajungă de râdadării. Hai, mireasă cu nuna ta, să păstra o soacră ta, măi. Cu albii flori, te bag între noror, joacă astăzi când mai poți cu flăcăii toți. Pun una cu albii flori, te bag între noror, joacă astăzi când mai poți cu flăcăii toți. Hei, hei, tu miri cu druștile, să nu-ți plâng urmile, că-ți-o dat gurițele, mai de redat de vreo. Păi, tu miri cu druștile, să nu-ți plâng urmile, că-ți-o dat gurițele, mai de redat de vreo. Păi, busuioc în cal cu fân, să trăiască mândru-n un, măi. Cu azi și-o cununat, ca un tat adevărat și un dar mari odat. Scricar, când te aud cântând-ntre sar, nu pot în ogradă sta pentru struna ta. Bătutear vreo scricar, când te aud cântând-ntre sar, nu pot în ogradă sta pentru struna ta. Vin și cântamul cu tine, eram tam de lera, să pitreacă lumea bine, eram tam de lera. Să chiui și să-i joașii, că nu așa ne plașii. Nu pot juca cu cel hăt, că mă bagă în pământ, joc numai cu cel frumos, că e drăgăstos. Nu pot juca cu cel hăt, că mă bagă în pământ, joc numai cu cel frumos, că e drăgăstos. Badea Petrea nu mă vede, ram tam de le de lera, când e drag el nu mă crede, ram tam de lera. Azi plouă mânitună, și-a uitat de voie bună. Petriș al meu drag, nu te purta cu hațac, vai dacă mă supăr eu în joc cu alt flăcău. Petri, Petriș al meu drag, nu te purta cu hațac, vai dacă mă supăr eu în joc cu alt flăcău. Schimb la inimă ți-o pune, ram tam de le de le ra, și să cauți vorbe bune, ram tam de le ra. Am frumos ca tine, badi, noi de aici în șapte sate. Băi scripcar cu scripca ta, ține jocul, n-o lăsa, și-o pune pe strunii foc, cu badea să joc. Băi scripcar cu scripca ta, ține jocul, n-o lăsa, și-o pune pe strunii foc, cu badea să joc. Scutura ce prin trecute, ram tam de le de le ra, bate gospodar de frunte, ram tam de le ra. Da-i ia ță gos când joacă, îi dau gura și-o să-i treacă, uite ia ca așa, măi! Bani de o căsuță și-o lăsa
și dor pe fața părinților măi. N-are cine s-o audă, mi se rupe inima, n-are cine o ascultă, măi. Da, noroc de nepoță-i, că rămas în grijă ei, măi. Atât eu rămas nădejde, odihnă nu-și mai găsăște. Emoțiile sunt maxime. N-am, până în seara asta, până în această seară, n-am știam ce am făcut, știam ce s-a lucrat, dar n-am văzut ceea ce am văzut cu toții de altfel în seară. Copii acolo mi-a cuvintele cred că sunt deprisos.
Ceea ce ați văzut cred că este remarcabil, copiii merită tot respectul, doamna profesor de asemenea, dumneavoastră părinții, să vede prin imaginele pe care la care am vizualizat cu toată lumea, câtă muncă, cât efort, câtă dăruire, câtă emoție, nu mai vorbesc, în acea zi când au avut loc filmările aici la Orbeni, era foarte cald, copiii erau, dar chiar dacă erau, nu arătau nici oboseala, nici lipsa, eu știu, a umbrei, era căldură foarte mare, dar rezultatele vedeți că sunt extraordinare. Cuvintele cred că n-au prea mult rol în ceea ce ar trebui, imaginile sunt, sau cum să spune, o poză face câte 1000 de cuvinte. Copiii merită din tot sufletul aplauze, aplauze, dumneavoastră la fel, le meritați. Vedeți bine că într-un an și jumătate am reușit să ajungem aici unde vedeți cu dumneavoastră. Cred că merită. Dumneavoastră, copiii și ceilalți cetățeni din comuna Orbeni, cred că merită să continuăm ceea ce s-a început. Vă mulțumesc din tot sufletul, să vă dea Dumnezeu multă sănătate și sperăm pe viitor să venim cu alte surprize plăcute pentru dumneavoastră. Atât din rândul copiilor, cât și din rândul celor mari care lucrăm în așa fel încât comuna să capite o nouă formă și o nouă imagine în timp. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc tuturor multă sănătate. O seară frumoasă! Și auriu, spic de greu din la Orbeni. Din toamnă de-am să mă